despre altfel. Păr, suntem mai obosiți și mai preocupați de alte lucruri de care n-aveam habar că există acum 20 de ani. Festivalul arată altfel, Clujul arată altfel, dar la modul cel mai sincer, pentru mine, acești 20 de ani au însemnat, în primul rând, faptul că am reușit să schimbăm niște destine. Au trecut prin acest festival, fie în calitate de voluntari, fie în calitate de membri ai echipei, fie copii care au fost parte a programelor noastre educaționale. Faptul că ei, în 20 de ani, au crescut, au ajuns să aleagă să facă facultăți de film, de media, în România sau în Europa. Faptul că am schimbat niște destine și Clujul are astăzi un profil cu totul diferit față de prima ediție a festivalului, asta mi se pare cea mai mare victorie a timpului în an. Și vreau să le mulțumesc tuturor colegilor care s-au implicat în acest festival de la prima ediție până acum și aș vrea să-i aplaudați cu toți. Simpatic, vorbeam cu, ca să înțelegeți impactul muncii noastre asupra propriilor copii. Băiatul meu mare și alți băieți și fete sunt voluntari în festival de la 14 ani, de la 15 ani, iar fetița de aproape 5 ani a lui Cristi Hordilă, colegul meu din organizare, i-a spus astăzi că era foarte supărată că n-a putut să organizeze, așa cum a învățat de la tati, sărbarea ei la grădiniță. Pentru că ea a văzut la tata cum e să organizezi, cum să știi, să rupi bilete, să pregătești, să faci, să dai la oameni task-uri. Deci ăsta e impactul major. Am reușit să transmitem puțin din ceea ce vedeți în jur, organizarea asta care încercăm să ne iasă cât mai bine în fiecare an și sper să vă bucurăm și anul ăsta. Dedic ediția asta tuturor copiilor și tuturor tinerilor care au trecut prin TIC și care au simțit un pic sau au început să se bucure și să iubească filmul, cinematografia, media în această perioadă. Anul acesta arătăm la TIC 165 de filme din peste 40 de țări din toată lumea. Avem aproximativ 900 de invitați. Ne apropiem de o cifră bună din anii trecuți. Au reușit să vină oameni din Spania, inclusiv înainte de a deveni Spania țară roșie. Au venit oameni și vor veni din India, din Statele Unite, din Mexic. De departe, doar pentru a fi aici la Cluj și a se bucura de festival. Aș vrea să mulțumesc asociațiilor Terra Dacica Eterna și Omnis Barbaria lui Lucian Panov, care și joacă în spotul festivalului. Ați putut vedea la intrare, au avut un mic moment de animație acolo. Ei ne-au fost de mare ajutor în ceea ce veți vedea, dacă n-ați văzut încă spotul și toată campania de imagine a festivalului. Dacă vorbim de daci și de romani, vă recomand să mergeți la Muzeul Național de Istorie al Transilvaniei. Am văzut acolo expoziție extraordinară pe acest subiect. Vă recomand să nu o ratați. Anul ăsta, al 20-lea, a fost probabil cel mai greu an pentru noi, pentru că a trebuit să ne recalibrăm eforturile. Am vrut la o ediție aniversară de sărbătoare să ne iasă toate bune. Aș vrea să-i mulțumesc premierului, ministrului culturii, domnului Emil Boc, lui Aleș Bogdan, pentru faptul că împreună s-au implicat și au găsit finalmente o soluție legată de remedierea unei situații care era să ne coste foarte tare, respectiv finanțarea festivalului din partea Ministerului Culturii a fost tăiată cu aproape 65%, lucru care nu s-a mai întâmplat în 20 de ani. Asta așa, pentru că România câteodată în ministere, bugetele se taie de cineva care nu se gândește cantitatea de muncă și la ceea ce înseamnă TIF-ul pe plan național și internațional. Am primit un e-mail personal care a spus că asta e situația, așa că mă bucur că eforturile tuturor au dat roade și chiar dacă gaura n-a fost preparată în totalitate, mă bucur că am reușit pe ultima sută de metri să nu rămânem cu stresul și cu panica faptului că vom
sper la următorii 10 ani sau la ediția 30 să nu se mai întâmple lucrul ăsta și să nu mai avem sentimentul ăsta permanent că dăm examen an de an în fața autorităților și le mulțumesc celor care înțeleg și care apreciază ceea ce facem. Aș vrea să mulțumesc și sponsorilor. Pe o parte, majoritatea i-ați văzut în bucla de sponsori dinaintea prezentării. Dar, în primul rând, nu o să-i menționez pe toți, sunt foarte mulți, dar aș vrea să mulțumesc Băncii Transilvania. Am crescut împreună cu ei, am regăsit zilele trecute mail-urile scrise către primii ofițeri de marketing, primii oameni care lucrau la marketing în anii de început ai festivalului, când erau, la fel ca noi, o bancă mai mică, poate mai timidă ca expunere, cu sediu acolo în Pariți, eu aveam discuții în care eu le explicam să lucrăm împreună, să facem ceva extraordinar. Ei îmi spuneau atunci, stai, noi creștem, nu vrem să facem show-off, va veni momentul când vom putea face ceva frumos împreună. Mă bucur că avem aceeași viziune de dezvoltare, pasiunea pentru inovație, pentru surprize și provocări. Le mulțumesc întregii echipe pentru că fără ei timpul din nou nu arată cum arată el acum. Vreau să-i amintesc și pe cei de sponsor, pe cei legați de orașul Cluj, pentru că sunt multe companii cu sediul în Cluj, care unii dintre ei au venit prima dată la festival și e foarte important la ediția asta aniversară faptul că au făcut acest pas. Le mulțumesc companiilor Cemacon, MOL, Endpoint, Protector by Cososis, Farmec, Yonder, Nelson, PMA, Lecom, Perpetuum, Traffic Cells și Media Yahoo. De asemenea, partenerilor noștri de la Regina Maria, așa cum puteți vedea, avem un centru mobil de testare, fiecare după masă seara se pot face teste aici pentru cei care vor să se testeze sau au nevoie de test pentru a participa la evenimente sociale din timpul festivalului. Gata cu vorba, pentru următorul moment aș vrea să le invit în scenă muzicieni foarte talentate. Au cum 5 ani au fost invitate și au cântat la festivalul de la Cannes. Anul acesta am invitat pentru a sărbători împreună și 20 de ani de timp. Doamnelor și domnilor, trupa Amadeus!